Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Anca Todilică, gazda emisiunii dumneavoastră Ferestre către Suflet, o emisiune de spiritualitate creștină realizată de TLM în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologia al Arhiepiscopiei Iașilor. Dragilor, suntem în postul mare, discutăm despre post, am început această discuție din ediția trecută. Îl avem invitat la noi în studio pe părintele Radu Sever Ungureanu, preot de caritate la Institutul Regional Oncologic din Iași. Părinte, bine ați revenit! Română, mulțumesc tare mult pentru invitație! Mulțumim și noi că ați acceptat invitația și să revenim la discuția pe care am început-o săptămâna trecută. Eram la perspectiva teologică a postului și aș mai pune o întrebare ca să fie două într-una. Cum putem noi să avem această perspectivă teologică în ziua de azi? Dacă se poate cumva conștientiza această perspectivă teologică de omul contemporan? Sigur, poate fi și trebuie să fie conștientizată prin prisma, dacă privim în diacronie, tot ceea ce a însemnat experiența religioasă a umanității este plină de postire. Nu doar de rugăciune. Sigur, rugăciunea este baza sau miezul activității din timpul postului. Pe de altă parte, însă și postul este complementar rugăciunii și potențează rugăciunea. În diacronie, spuneam, adică mers în firul istoriei, nu există religie la nivel planetar pentru oricine este interesat care să nu conțină această asceză a postului. De exemplu, în civilizația indiană, unde vorbim, despre exemplu, despre jainism, cele două ramuri, Digambara, Svetambara, cei dezbrăcați și cei care poartă ceva la nivelul coapselor, posturile sunt de 20 de zile alimentare, posturile alimentare sunt de 20 de zile în mod curent. Jaina Mahavira fiind întemeitorul acestui curent religios. Budismul, de asemenea, are cât se poate de multe expresii ale ascezei și islamul, Yom Kippurul de la evrei, ziua ispășirii. Nu există o religie, asta vreau să zic, din universalitate, dacă ar fi să ne aflăm la apologetică acum. Am spune că acesta este un argument foarte serios pentru că este o experiență pe care toată lumea a cunoscut-o la nivel planetar. Deci a fi frustrat tu că biserica ți impune, biserica ortodoxă ți impune în România să postești înseamnă că n-ai înțeles că ești parte dintr-un filon al experienței umanității. Deci nu este o excepție, ci tu trăiești o realitate care poate fi văzută în orice lucrare religioasă. Recomandă Jean de Lumont, Religiile Lumii, Humanitas, 1994. Citiți și aveți răbdare, cartea este groasă, dar aveți răbdare și veți vedea experiența aceasta asceze este pur și simplu universală. Ea pleacă în cadrul Scripturii, Scripturilor creștine, pleacă din Vechiul Testament, din porunca pe care am amintit-o a Mântuitorului în emisiunea trecută a lui Dumnezeu. Prin care se interzicea consumul un anumit fruct din copac, dar în același timp înseamnă exercitarea unei voințe, înseamnă în planul teologic o ascultare față de cineva, față de o instanță superioară. Ori aici iarăși este o problemă a omului contemporan că el nu acceptă instanță peste el, el se face pe sine instanța tuturor lucrurilor pe care le trăiește în lume. Este autosuficient? În mod cert. Este cel care se hrănește cu propria dimensiune intelectuală și se consideră ca un patulus procus, în care îi reduce pe ceilalți sau îi lungește în funcție de ce capacități și abilități are el în condiția aceasta. Dar este o mare problemă.
Pentru că a te pune sub ascultarea unei instanțe superioare înseamnă să înțelegi limitele persoanei tale. Presupune și o cunoaștere de sine în spate, că vorbeați în ediția trecută. Să-ți cunoști măsura, limitele? Asta e, te întorci la întrebările acelea fundamentale. Cine ești tu? Ce reprezinți tu fără acel filon al credinței? Chestiunea foarte puternică în zona aceasta, când mă întrebați de post și e și normal că suntem în postul mare, este că încearcă să postești ca să-l înțelegi. Asta ar fi un sfat al meu. Deci dacă, știți cum e, la institut, la noi, la oncologie, obișnuim, la institut, la capela institutului, obișnuim cât suntem un grup de persoane care ne ajută Dumnezeu când începe postul mare, nu se mănâncă nimic luni, marți, și miercuri la ora 1 se face liturghia darurilor mai înainte sfințite și abia atunci guști, te împărtășești, te spovedești mai înainte, te împărtășești, ia aghiază mare și o ia anaforă și după aceea se stă la o mică agapă acolo într-o cameră separată. În momentul în care în a treia zi te împărtășești, deci îți pleacă lacrimile, n-ai cum să le controlezi. Este o recunoștință, este o bucurie. Un om care postește nu mai are energie pentru fleacuri. Nu se mai mânie, nu se mai supără, nu mai are... Deci, hormon sexual, nu mai nimic. Deci, din momentul în care postești, tu ești redus la lucrurile care contează. Tot ceea ce însemna excedent de atitudine și de relaționare toxică, în momentul acela tu nu mai ai energie pentru așa ceva. Postul te readuce într-o matcă a lucrurilor esențiale, a ceea ce contează, a discursului esențial. În același timp, este la fel de valabil pentru orice persoană când dorește, mai ales în contextul postului binecuvântat, cum este postul mare, să postească cu apă, doar cu apă. Sunt niște modificări la nivelul chimiei corpului care sunt extraordinar de benefice, inclusiv pentru un pacient oncologic. S-au demonstrat, eu am o capitol întreg în carte, s-a demonstrat medical, de către medicina alopată, foloasele postului. Se spune așa, orice persoană, orice corp, funcționează pe baza a trei tipuri de combustibil. Este glucoza, proteinele și lipidele. În momentul în care consumi hrană de la supermarket, din afara ta, hrană gătită, nu contează, este hrană exogenă. Acea hrană îți va aduce nutrienții de care ai nevoie, dar de cele mai multe ori va și depune, că așa este corpul nostru gândit de Dumnezeu, să-și facă rezerve pentru vremurile când nu o să fie. Și ce să vezi? În fiecare zi este. În fiecare zi te poți duce la supermarket, în fiecare zi poți să-ți umpli cămara. Ori organismul nu funcționează așa. Natura aceasta care ne înconjoară, ființele, nu mănâncă în fiecare zi. Se duc la rezervele de lipide. Și atunci, trecând de la hrana exogenă la cea endogenă, asta face postul. Te ajută să consumi din cămara proprie. Se presupune că până în martie ți-ai consumat toată cămara de la de acasă, din frigider, din beci, din ce ai avut. Și acum faci foame. Ei, foamea aceasta înseamnă că corpul consumă endogen, rezervele de lipide pe care le transformă în glucoză, este un proces întreg, și că fără glucoză corpul nu poate să viețuiască, dar transformarea aceasta înseamnă că în primul și în primul rând corpul, în lipsa hranei din afară, va începe cu celulele cele mai vulnerabile, celulele bolnave. În primul rând va ataca celulele bolnave. Gândiți-vă că această realitate a postirii cu hrană endogenă, adică din resursele de lipide, înseamnă să-ți curăți propriile straturi somatice. Este extraordinar, e uluitor. E adevărat, când ești în stadiul 3 sau 4 al bolii, nu se mai pune problema în acest tip. Dar pentru stadiul 1 sau 2, al doilea de boală de neoplas, există în străinătate centre prin care, acceptate, recunoscute oficial, prin care persoana, pacientul, este trimis să postească până la 12 zile doar cu apă, ceaiuri, cu foarte multă mișcare, rugăciune, o stare de alcalină, cu Sfântul Maslu, de exemplu, la Nera, la domnul profesor Pavel Chirilă, domnul doctor.
Și la noi, însă, în România nu se încurajează genul ăsta de activitate. La ruși. Rușii știați că există pe malul lacului Baikal o clinică de postire, vorbește și Cezar Elisei în cărțile sale, care este recunoscută la nivelul de asigurări de sănătate în Rusia. După aceea, în Germania, citiți, recomand, cartea lui Thierry de Lestrade, Postul Negru, Nouă Terapie, și care a făcut o investigație jurnalistică prin care a adus documente și mărturii extrem de relevante, prin care, iată, postul care se ține pe malul lacului Constanț, în Germania, acolo unde se întâlnesc mai multe state, că este graniță și cu Elveția, și se ține un post de 12 zile. Thierry de Lestrade, autorul cărții pe care am amintit-o, Postul Negru, o nouă terapie, el însuși a achiesat, a vrut să vadă el pe propria sa, cum să zice, existență, în ce măsură ceea ce a scris este relevant în cazul persoanei sale. Și a stat în jur de 10 zile și ceea ce l-a mirat încă de la început, din momentul în care a intrat în acea clinică de detoxifiere și de postire, șocul l-a avut în momentul în care, făcând plimbările, el venind abia proaspăt intrat în grupa aceea a postitorilor, nu putea să țină pasul cu cei care erau la 8-a și a 9-a zi de postire, aceia o luau cu mult înaintea lui fizic și el gâfâia, avea greutăți în a ține pasul cu un grup care era la 8-a, 9-a zi de postire doar cu apă. Deci este recomandată mișcarea fizică? Da, în momentul în care postești și nu faci mișcare, nu rugăciune, nu ai o viață activă, poate fi o problemă. Această carte, iată, pe care am amintit-o, o coroborăm cu Jason Fung, care este un medic alopat în Statele Unite, nefrolog la bază, dar care după aceea a dezvoltat foarte mult teoriile acestea despre post și a ajuns medical vorbind, suntem în zona medicinii alopate aici cu Jason Fung, F-U-N-G să scrie. Căutați pe internet și o să vedeți că îți ridică niște semne de întrebare. De ce genul acesta de cărți nu sunt promovate? De ce studiile despre post nu sunt promovate financiar? De ce permanent trebuie să fie promovat doar un medicament de sinteză chimic care să atace neoplasmul? Dar propriul tău sistem imunitar nu ar putea fi ajutat prin post să se recalibreze? Ba da, de ce nu vorbim despre asta? Cine are interes doar să consumăm de la farmacie când farmacia se află în corpul nostru? Dar dacă schimbăm gândirea. Știți, este o carte a lui David Hockney, un artist cunoscut, în fine, și despre istoria imaginilor, și a zis, să înțelegem odată clar un lucru, aparatul de fotografiat privește geometric. Omul întotdeauna va privi psihologic lucrurile și lumea în care trăiește. Ceea ce este valabil pentru dumneavoastră, dacă ne uităm la un peisaj, să spunem, sau s-ar putea să nu fie relevant pentru mine, deși privim fizic spre aceeași direcție. De aceea și o căsătorie este foarte importantă când ai valori comune, când împărtășești același tip de valori. Când ai aceeași perspectivă, cumva. Exact, pentru că atunci te face să înțelegi că are sens să mergi împreună, a împărtăși valori comune, a privi în aceeași direcție. Antoine de Saint-Exupéry are această expresie, că nu e important cum gândim, e important să avem valori și să privim în aceeași direcție. Ori, în momentul în care vrei să cunoști pe propria ta existență valoarea terapeutică a postului, nu mai amâna. E adevărat, dacă ai anumite afecțiuni cronice, trebuie să ai recomandare și din partea medicilor. Dar medicii, și aici ne întoarcem la Jason Fung, nu recomandă de regulă postul cu apă, când vorbeam în emisiunea trecută. De ce nu-l recomandă? Ce e așa de rău în ea? Ce se întâmplă la nivel lipidelor, a resurselor noastre? Ei înșiși nu fac în facultate adevărate cursuri de nutriție. Jason Fung, și aici asta vreau să spun, într-o lucrare despre post, o găsiți pe internet, pune problema asta. Cum se poate că, zice el, am făcut 6 ani de medicină plus rezidențiatul și am avut doar 2 sau 3 cursuri în total în toți anii de nutriție? Cine are interes să treacă mereu în subsidiar problema aceasta a hranei, care ar trebui să fie nu numai educația financiară,
Știți că apar la un moment dat la, pe televizor, în fine apare așa un fel de promovare în publicitate, nevoie de a fi copii învățați într-o educație financiară. Sunt de acord, eu sunt de acord. Să fii responsabil, e foarte bine să ai și informații din zona aceasta. Dar despre nutriție, care înseamnă sănătatea noastră, a trupului nostru, a sufletului, dacă ajungi să înțelegi că ai unul. De ce nu avem un program? Cum se explică că avem atâtea materii, dar exact acesta care e atât de acut? Vedeți, noi vorbim despre post. Dar ar trebui să existe o carte, un manual în care să se spună nu lucrurile banale pe care le știe toată lumea, că dacă mănânci junk food, te omori mai curând, sau fumatul și așa mai departe. Că tot ce ține de ceea ce, că noi suntem probleme ceea ce consumăm, indiferent de forma. Că e la nivelul conștiinței, că e la nivelul plămânilor, la nivelul stomacului, aerului și așa mai departe. Problema este în felul următor. Hai să vorbim despre post ca despre ceea ce spun cărțile care contează. El ne vindecă. Ne vindecă, ne așează, ne reașează ca persoane pe o gândire echilibrată, irenică, nu ironică, irenică. Adică credința, dar trăită, asumată, te face mult mai bun și o simți tu pe propriul tău corp. Ca să nu uit un lucru, iertați-mă. Doar atât vă spun. După aceea răspund mai departe la întrebări dacă mă pricep. Gândiți-vă că o celulă canceroasă consumă de 18 ori mai multă glucoză decât una normală. Cine îi dă glucoza aceea? E o întrebare, nu? Nu i-o dăm noi? Pentru că nu avem educație. Ceea ce mâncăm, nu? Păi suntem ceea ce mâncăm. Gândiți-vă că această afirmație este științifică, este din medicina alopată. 18 ori mai multă glucoză o celulă anormală. Dar ea ca să consume nu trebuie să o aibă? Și de ce o are așa de multă? Nu cumva suntem inconștienți? Nu cumva tot ceea ce facem noi este să-i oferim în mod aberant exact condițiile de a prolifera? Deci vine biserica și spune, vrei să fii sănătos? Holistic vorbind, la nivelul întregii persoane. Atunci, fă efortul ăsta de a posti. Un post despre care biserica spune foarte bine, iată, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, este maica întregii înțelepciuni. Dar ei n-aveau studiile de astăzi. Și totuși spuneau că postul este maica întregii înțelepciuni. Ori, mesajul bisericii, dacă mă întrebați, mi se pare de o mare forță, pentru că așa cum străbunii noștri, unii dintre ei, eu am avut bunici care au trăit peste 80 de ani, nu mâncau vinerea. Cum e ziua aceasta, nu exista niciun fel de consum de nimic, doar să bea apă la apusul soarelui, dar era un modus vivendi, este un mod de existență, cu atât mai mult în postul mare și erau sănătoși. Lasă organismul să își reseteze singur, pentru că avem program în corpul nostru, este un program de curățire a celulelor bolnave. Dar așa cum acasă, când te pregătești de sărbători, nu poți și să gătești și să scuturi covoarele, așa lasă și corpului, dă-i timpul să-și facă el lucrarea lui de autocurățare, prin post, nemai dându-i prin digestie, activitate, energia, excedentul de energie din digestie se duce spre repararea celulară. Înțeleg că era un mod de a fi postul. Eu nu cred că străbunii și creștinii la începutul creștinismului conștientizau că trebuie să țin post. Era un mod de a fi, probabil, și ascultau, aveau o conștiință asupra trupului, asupra sufletului. La un moment dat simți, dacă ești prezent și atent asupra propriului întregii tale ființe, cred că simți nevoia asta de a... Și animalele, îmi spuneați într-o altă ediție că fac asta, țin post când se îmbolnăvesc. În foarte multe cărți, multe nu sunt traduse încă. De exemplu, Herbert Spencer spunea la un moment dat undeva despre un curs de nutriție că less food, better. Puțină mâncare, mai bine pentru corp. Și spunea că nu există în natură niciun exemplu de regn animal în care consumul hranei să fie cotidian. Nu există. Și ursul se retrage. Hibernează. Hibernează.
Pinguinul imperial are peste 40 de zile în care păstrează oul, partenera este plecată pe apă, pe ocean, în căutarea resurselor, se întoarce în jur de 40 de zile în care masculul nu mănâncă nimic, ci ține oul la căldură. Produce și căldură în produce perioada. Produce și căldură și nu există în tot ce înseamnă lumea aceasta. Mi s-a părut extraordinar. Am înțeles odată în plus, citind cărți, chiar dacă nu sunt traduse, cât de important este să nu ajungi să privești lucrurile, să le iei de-a gata. Mai trebuie să mai și cercetezi. După aceea, un alt medic alopat francez, Yves Vivigny, spunea în felul următor, la bufula vii, așa este cartea încă netradusă, se numește Haleala sau Viața, un titlu sugestiv. Și el spunea așa, la jeune, c'est la dynamite qui ne fait pas de bruit. Postul este dinamita silențioasă, care nu face zgomot. Dar vedeți, cine valorizează studii? Noi dacă postim la capelă, la Iro, cum ceea ce am amintit, îți vine să plângi, te simți atât de fericit, păi n-ai nevoie să iei medicamente, farmacii ca să fii fericit. Postește și vei fi fericit în momentul în care te spovedești. Am citit în cartea dumneavoastră că postul vindecă, postul negru și depresia și chiar anumite tulburări de personalitate. Mai avem puțin și se termină această emisiune, dar aș vrea să vă întreb, am selectat aici din cartea dumneavoastră, aveți scris despre cum influențează gândurile noastre întreaga lume și vreau să vă întreb cum ar influența postul nostru individual întreaga lume. Este, de multe ori ne gândim că cel mult ne este nou benefic, dar am această intuiție că e benefic la nivel planetar, aș spune, global, universal. Este sau nu este adevărat ceea ce intuiesc? Trăim în frici, asta este părerea mea, trăim în frici. Creierul este programat să permanent să se teamă, să transmită mesaje negative. Cărțile lui Placebo, Nocebo, ale psihiatrului francez Patrick Lemoine mi-au dezvoltat această înțelegere. Creierul nostru, prin ancestralul experienței umanității care ne se transmite, este foarte înclinat spre negativ. Și descurajările pe care iarăși le-am primit poate în timpul educației de la părinți sau alt educator și așa mai departe, mediul, da? În care ne s-a spus mereu că nu putem, că nu suntem în stare și așa mai departe, ajung la un moment dat să pună o marcă pe psihicul nostru și pe calitatea gândirii. Lucrurile sunt în felul următor. Odată ce ți este frică, indiferent de ce, poate să fie frică de stat, de traversat strada, de statul cu majusculă. Poate să-ți fie frică de un Dumnezeu răzbunător. Indiferent ce gânduri ajungi la un moment dat să hrănești în mentalul tău, aceste gânduri vor deveni niște credințe. Credința devine la fel de solidă ca pământul pe care calci. Dacă tu crezi, va dezvolta un comportament ulterior. În mod cert. Și fricile acestea îți acționează indiferent de natura lor. Repet, creierul, sau n-am mai spus aici, dar creierul nu face diferența între un smilodon care ne atacă dintr-o tufă și un dușman om pe care îl vedem ca fiind toxic, un vecin, de exemplu, care nu se mai oprește din a-ți crea mizerii la marginea gardului și a striga de peste gard. Tu îl asociezi cu smilodonul inconștient. Și ce se întâmplă în momentul ăla? Care permanent trăiește niște frici. Îți acționezi axa HPS, hipotalamus, glanda pituitară și suprarenale, te umple de adrenalină, noradrenalină, cortizol și acestea blochează sistemul imunitar. Ți-o spune medicina alopat. Cu cât îți este mai frică, spune Bruce Lipton, cu atât ești și mai prost. De ce? Pentru că se alimentează preponderent creierul reptilian, angajat în acel experiment ancestral fight or flight, fugi sau luptă, or freeze, și îți încetează irigarea cu sânge a neocortexului, a zonelor responsabile de limbaj, de creativitate, de comunicare, pentru că pur și simplu nu merge sângele acolo decât doar pentru o situație de avarie. Cine ar fi crezut că psihicul nostru, sau mai bine zis, mintea noastră needucată este cel mai mare dușman al nostru și nehrănită cu credințe religioase?
Aș vrea să dezvolt asta altă dată. Părinte, da, cu mult drag vă invităm și la altă ediție. Mulțumim că ne-ați onorat cu prezența. Dragii noștri telespectatori, vă mulțumim că ne sunteți alături. Vă dorim o zi bună și binecuvântată.